eu sunt astăzi, mâine veți fi voi. Disciplina va ajuta mai mult pe politicieni să aibă acele valori frumoase pentru societate. Dar ea există sau nu în politica moldovenească? Ce este taekwondo? Pentru mine înseamnă jumătate din viață. Vă salutăm, stimați prieteni, și vă spunem bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Direcția Succes. Eu mă numesc Marius și astăzi ne aflăm în sala de sport, în prima sală de sport, și anume de taekwondo, din Cahul, și vorbim astăzi cu fondatorul acestei săli de sport, acestui club, Nicolae Dunas. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, Marius, și mă bucur pentru oportunitatea care o am să fim în această discuție. Și noi ne bucurăm. Pentru început aș vrea să vă întreb, ce este taekwondo-ul? Taekwondo-ul este o artă marțială. După cum bine cunoaștem, taekwondo are și în sine conotația de trei cuvinte, ceea ce înseamnă taie, picior, kwon, pum, și do, cale, calea spre desăvârșire. Așa cum noi dorim ca în societatea noastră să fie lucrurile toate perfect, frumos, taekwondo este numai bine pentru o societate sănătoasă. De ce înseamnă pentru dumneavoastră acest sport? Pentru mine înseamnă jumătate din viață, implicat în această artă marțială, trup și suflet, rezultate, apogeuri, coborâșuri și multe alte lucruri interesante. Și multe urcușuri. Și multe urcușuri, cu siguranță. Ok, mulți menționează taekwondo-ul ca o artă, alții spun că e sport și unii spun că e o combinație acestor două. De asta ce credeți? Taekwondo în sine, prin disciplina lui, el este un sport. Arta din taekwondo care există este abilitatea de a-și dezvolta mai bine fiecare sportiv acele aptitudini necesare unui personalități integre și puternice. Dar cum ar fi taekwondo-ul ca o artă? De ce mulți spun că e o artă? Artă este din cauza că acest tip de sport se luptă și la nivel de minte. Eu, la nivelul minții, în sala de sport, mă concentrez și lucrez în tactica de atac sau retragere sau contraatac, pentru că lucrez mai mult cu abilitățile gândirii în acțiunile mele. Nu doar pur și simplu acționez fizic, ci acționez și la nivel de minte, implementând în acțiuni fizice tot ce fac. Deci acest sport necesită o mare pregătire spirituală, emoțională, poate, da? Nu neapărat pregătirea, cât el dezvoltă în personalitate aceste aptitudini. Orice lovitură, ea trebuie să fie gândită de ce eu acționez, care mi este ținta și care mi este concentrarea puterii în lovitura respectivă. Am eu nevoie să scot o putere exagerată, puternică, sau am nevoie o atingere care îmi realizează scopul. Deci toate astea sunt binate în acțiunea prin gândire. Povestiți-ne cum a ajuns taekwondo-ul ca sport în Republica Moldova. În Republica Moldova, de fapt, își găsește ca timp inițierea activității sportive de taekwondo prin anii 1986. Fiind popular karate, atunci a început în special să se dezvolte și Federația WTF.
a Federația Olimpică. După care, în 1991, Ion Kepnic, care este fondatorul taekwondo-ului în Republica Moldova, care vine din artele marțiale de karate, el a fost fondatorul Federației de Taekwondo. Și din 1991 federația a avut multe ascensiuni și lucruri frumoase pentru Republica Moldova. În această perioadă, care a fost istoria dumneavoastră? Cum ați descoperit sportul, în ce an aproximativ? Da, fiind student în Chișinău, în anul întâi de studenție, 1999, am început primele antrenamente la antrenorul meu, Oleg Filat. Acolo am descoperit lucruri atractive de ceea ce este stilul meu de viață, felul meu de a gândi și a acționa. Și m-a prins. Asta mi-a plăcut și am zis, de ce să nu fac pe lângă studiile care le fac, să îmi focusez atenția și asupra sănătății corpului meu. Dar uite la ce s-a ajuns. Întrerupem această emisiune pentru a vă reaminti, stimați prieteni, să vă abonați la canalul Direcția Succes dacă nu ați făcut-o încă și să apăsați pe clopoțelul în dreapta pentru a fi la curent cu tot ceea ce postăm noi primul. Vă mulțumim și vizionare plăcută în continuare! Cumva v-a plăcut acest sport atât de mult încât în anul 2001 ați decis să deschideți primul club de taekwondo din Cahul. Practic a fost o inițiativă în urma rezultatelor care le-am avut în 2000, fiind la campionatul Republicii. Chiar președintele s-a apropiat și a fost propunerea, ce ai zice dacă să dezvolți arta taekwondo-ului în sud. Și atunci am zis de ce nu. Și am fost entuziasmat de rezultatul care l-a obținut. Atunci prima mea competiție a fost locul 3 și dacă am văzut că și alții văd abilități în mine de a dezvolta o astfel de artă în sudul țării, am zis de ce nu. Deci asta a fost în anul 2001, atunci când țara era în criză economico-socială. În perioada de criză se cunoaște că sportul și cultura în general sunt lucrurile la care se renunță cel mai ușor. Care a fost motivația de a continua cu crearea primului club de taekwondo din Cahul? Motivarea a fost valorile spirituale împreună cu valorile sociale. Mi-am dat seama că rolul meu în societate va fi dacă eu aduc ceva bun societății. Și studiind împreună cu antrenorul meu detaliile ce ține de studierea scripturii, ce ține de studierea intelectului și dezvoltarea lui prin arta marțială, am zis că asta va fi un lucru excepțional pentru sudul țării, pentru Cahul. Și acest motiv a fost. Deci nu v-au speriat cumva situațiile geopolitice de atunci? Nu, din considerentul că am zis, eu fac bine noii generații și noua generație când se ridică vine deja cu aptitudinile și deprinderile, conștiința deja formată atunci când ajung maturi și sper că s-a atins anumite rezultate în acest domeniu. V-a luat puțin timp să ajungeți de la luptător care se antrenează în sală la antrenor care deja educă alte generații. Acest proces, cum vi se pare din punct de vedere al moralității sau al emoției, cum vi se pare ascensiunea de la luptător la antrenor? Însăși, în arta marțială, un capitol foarte frumos este ucenicia. Eu am fost ucenicizat ca și sportiv, cum să aplic elementele și respectiv am fost ucenicizat în felul cum să-i ajut pe alții să învețe elementele care eu le cunosc. Acest proces fiind foarte des întâlnit în activitate, încât de la sine se face instruirea. Orice sportiv are posibilitatea să capte instruirea, pentru că ajungând o centură mare,
În antrenament ei se oferă posibilitatea sportivului să-i dea un ajutor celui care este cu centură mai joasă. Și procesul ăsta de ucenicie este fenomenal, care ajută atât sportivul să devină un viitor antrenor sau cel puțin îl echipează pe el pentru un viitor lider. Nu știu, nu, poate nu va fi neapărat în taekwondo, ceea ce mi-aș dori foarte mult, însă cel puțin pentru el în viață va fi un lider. Știu că pe lângă disciplină mai e nevoie să fii și echilibrat emoțional și nu doar să fii puternic ca suflet și inimă, dar ce plus valoare aduce unei personalități în dezvoltare, unor copii, de exemplu? Din experiența care am avut-o cu sportivii, faptul că am implementat cei trei piloni de bază ai taekwondo-ului, ceea ce înseamnă sport, intelect, partea spirituală, neapărat, acești trei piloni, intelect, sport și compartiment spiritual, ajută foarte mult în edificarea unei personalități frumoase, în care are un echilibru, are un control de sine, are capacitatea de a vedea, a fi vizionar, a fi cel care se uită cu scop la orice situație din viață. Cum ați obținut primele victorii la nivel național și internațional și cum v-ați simțit ca antrenor? Ca antrenor, îmi amintesc printre primele grupe care le-am avut. Am avut prima competiție exact al doilea an la început. Deci primul an ne-am antrenat, am încercat să pun baza mișcărilor și multe altele, dar nu era baza unei lupte. Deci era abia baza unor anumite elemente de mișcare, lovitură. Și fiindcă așa a fost perioada că trebuie să fim la competiții înainte, noi aveam o competiție pe an, nu erau ca acum, când avem câte 5-7 competiții pe an. Și am zis că trebuie să ieșim la competiții, că asta ne crește, concurența crește. Și copiii au fost sportivi, au fost de acord, au fost dornici și îmi amintesc că am fost cu o echipă de 8 sportivi în care nu am luat niciun loc. Dar surpriza care mi-a fost, ei au fost entuziasmați de competiție. Ei, într-un fel, au fost deranjați de faptul că nu au reușit succesul să ia medalii, măcar locul 3, dar au fost entuziasmați de faptul concurența care i-a stimulat mai mult să muncească la antrenament și au fost bravi. Acest lucru m-a încurajat și pe mine ca antrenor, când am văzut entuziasmul lor după competiții, că noi la următoarea dată sigur luăm loc. Și așa s-a întâmplat. În următorul an, asta a fost în 2002, în 2003, deja sportivii s-au clasat chiar pe locurile întâi. La nivel național? La nivel național. A fost o perioadă când doar eu ieșeam. În 2004 am ieșit în România, prima competiție, în 2006 a fost a doua competiție în România, care eu am luat locul întâi la proba tehnică și acolo a fost ultima mea competiție, în care deja ca sportiv, deja am rămas doar ca antrenor. Însă sportivii mei au continuat să îi duc la multe alte competiții și din 2007 începusem să ieșim deja la nivel european. Îmi amintesc prin 2009 o competiție pentru noi a fost una de un succes excepțional, când din cei 9 sportivi care i-am dus, practic 6 s-au întors cu medalii de aur. Deci toți din cei bine au fost selectați, au avut o experiență bogată de competiții și în afara țării, că noi din 2007-2008 tot am luat locuri, însă nu atât de mulți, erau 3-2 în felul ăsta am avut în anii precedenți, dar în anul ăsta au fost, deci toți au luat locuri, asta a fost un lucru frumos și în schimb am venit cu 6 campioni la nivel de european. Apoi au fost mai departe competiții la care s-a reușit multe ca să ridice potențialul sportivilor. Deci de prin 2007 tot participați la nivel european, chiar la competiții. Da. Acum, cum vă simțiți când obțineți victorii cu sportivii? Dacă înainte era un entuziasm mai fierbinte, acum este un entuziasm mai rațional.
Adică dacă un sportiv totuși ia un loc de fruntit, pentru mine este o bucurie, în primul rând, dar încerc să văd cum să-l ajut pe acel sportiv să înțeleagă că acel succes care l-a reușit în taekwondo, el trebuie să-l reușească și în viața de zi cu zi, pe domeniile care le are, fie școală, fie alte activități. Ok. Și acum, dacă nu obțineți victorii, mai sunteți supărat sau demoralizat de situația? Atunci când se întâmplă la unii sportivi să nu ia locul așteptat, nu a luat locul întâi cum mă așteptam, că îl știu că are potențial, ci a luat locul 2, spre exemplu, sau 3, sau s-a mai întâmplat când a luat niciunul. Undeva există frustrarea mea ca antrenor că probabil nu i-am atras atenția la cele mici virguli la care s-a cauzat insuccesul. Bine, unii poate fi și din starea lor personală. Adică sunt momente când sportivul este indispus, când sportivul, nu știu, a avut o săptămână nereușită, grea, poate prea multă încărcătură sau alte lucruri l-au afectat și în competiții, sigur să văd. Eu ca antrenor le înțeleg pe astea. Dar de moment ce văd că sportivul și-a dat tot, a muncit și când surpriza se mai întâmplă că sunt și alții mai buni ca noi, nu suntem noi totdeauna cei mai buni, însă când văd momentul ăsta încep să mă întreb ca antrenor unde este punctul la care trebuie de atras mai mult atenție. Și îl motivați să lucreze anume la acele puncte. Exact. Deci le atrag atenție după fiecare competiție, chiar de la începuturi, după fiecare competiție facem analiza lucrurilor. Cum au fost în timpul competiției, care a fost momentul la care el a reușit cel mai bine. Și astfel, făcând o analiză, se dezvoltă foarte mult gândirea. Am avut scopul, am analizat, mi-am atins ținta sau nu mi-am atins. Și atunci analiza asta îl ajută pe sportiv să se dezvolte personal. Din 2015 sunteți consilier raional. Cum ați decis că implicarea în procesul decizional poate să vină de la un antrenor de taekwondo? Așa cum menționam, scopul meu este pentru a face un favor societății în care sunt. Dacă eu numai sunt în societatea aceasta fără un anumit aport, atunci nu văd rolul. Și am considerat că trebuie să fac eu, și nu numai eu, ci și orice sportiv care este în sala noastră, nu neapărat în politică. Am considerat că am făcut, din punct de vedere a activităților sociale, suficient după capacitățile mele, când etapa ca să mă implic și în anumite decizii la nivel raional. Și din acest motiv am considerat că trebuie să mă implic și în Consiliul Raional prin activitate de consilier. Și ați reușit să atingeți unele vise și idealuri pe care vi le-ați propus în această funcție? Cu siguranță, da. Au fost anumite momente care s-a reușit. Au fost și alte momente care nu s-a reușit, din nefericire. Însă asta m-a învățat sportul, să nu cedez. Bun, în lupte și în altele marțiale, de fapt, este cunoscut faptul că pentru a obține o victorie trebuie să-ți stimezi și să-ți respecti oponentul. De ce nu poate fi la fel și în politică? Cred că poate fi, doar că... De ce nu este la fel? Da. Acum? Momentul cel mai încordat în politică este pentru că oamenii de multe ori merg în atacul persoanei, nu în atacul anumitor ideologii care nu sunt oportune pentru societatea noastră. Așa aici e problema cea mai mare. Dacă în artele marțiale, după luptă, sportivul și înainte și după, sportivul este obligat să își arate respectul prin salut și chiar îmbrățișare. În politică nu prea se îmbrățișează. Deci artele marțiale au un farmec excepțional în a-și respecta oponentul. Fie el mai puternic, fie el bun, fie mai slab. Asta este rolul artei marțiale, să dezvolte în fiecare sportiv abilitățile de respect. Ceea ce în politică unii au, cu tot respectul față de unii politicieni, dar mulți uită de respect și merg la atacul persoanei, ceea ce nu este omenește.
De asemenea, ai știut că în sport, chiar în taekwondo, oponentul folosește toate tacticile posibile pentru a te demoraliza, pentru a te pune la pământ. Ce alte asemănări mai există între sport și politică? Este și disciplina. În politică, de multe ori, se pierde disciplina. Ceea ce am sesizat, se poate discuta un anumit subiect în care este pierdut sau se pune într-o ipostază nu atât de necesară societății și rămâne în umbră. Și ca rezultat, momentul acesta afectează într-un fel cursul dezvoltării societății noastre. Disciplina va ajuta mai mult pe politicieni să aibă acele valori frumoase pentru societate. Dar ea există sau nu în politica moldovenească? Unii o au. Cu regret, nu toți. Asta e realitatea. De-aia avem ce este în țara noastră. Pentru că unii nu știu să-și respecte oponentul, pentru că unii nu știu să aibă disciplină în ceea ce înseamnă inițiativele politicii, înaintările cu privire la momentele necesare unei societăți frumoase. Pe parcursul carierei ați educat numeroase generații de sportivi, printre care și sportivi la nivel mondial chiar. Sportivi printre care se numără și Ivan Iliev, care acum are propria sală de taekwondo, propriul club, care de asemenea obține succes. Cum priviți dumneavoastră afirmația că ucenicul trebuie mereu să-și întreacă profesorul? Asta e o tendință necesară, pentru că așa se va ajunge apogeuri mai înalte. Dacă ucenicul va sta sub antrenor, deci va fi doar un standard, limită. Însă dacă depășești și o reușești bine, asta e important, să o reușească bine. Asta e lucru frumos. Nu a apărut vreodată acest sentiment de invidie, poate? Nu, invidie nu a fost. Momentul care a fost mai cordial la acele etape, necomunicarea. Și aceasta a fost, să zic așa, o discordie. Însă, ca și viziune a unui ucenic care să depășească antrenorul, asta este scopul meu. Pentru că eu nu voi fi veșnic. Eu asta și le spun sportivilor mei. Eu sunt astăzi, mâine veți fi voi. Trebuie să-mi luați locul, pentru că dacă vrei să faci un bine societății, adu-l cel puțin la nivelul tău. Și el de acum va merge în larg. Dar acum, vorbind de practic, ce trebuie să știe fiecare luptător, începător de taekwondo? Din experiența mea, chiar în 2013, când s-a ajuns ca sportivul meu să ia titlurile mondiale, am ajuns antrenor emerit al Republicii Moldova. Ca și practică în acești ani, am sesizat că dacă un sportiv neglijează disciplina, pierde tot. Dacă un sportiv neglijează entuziasmul, o a doua valoare foarte necesară unui sportiv, el nu va ajunge departe. Și al treilea lucru important este dacă sportivul este sau nu vizionar. Dacă el nu țintește lucrurile cu viziune depărtată, nu va ajunge mare realizare pentru el și nici pentru alții, evident. Dacă sportivul reușește să îndemâne aceste trei lucruri, cu siguranță ajunge apogeuri frumoase. Deci vreau să citez un alt invitat care a participat la emisiune. I-a spus că dacă visurile tale nu te sperie, înseamnă că nu sunt suficient de mari. Este aplicabil acest lucru în taekwondo? Cu siguranță, da. Dacă nu țintești mai departe decât ești tu, nu vei ajunge decât acolo unde ai țintit. Asta e realitatea. Ca sportiv și ca antrenor și ca activist în domeniul sportului, ce ați schimba în cultura sportului în Republica Moldova? Cred că e necesar de o mai multă promovare. Pe ce sensuri, concret?
prin activitățile ce trebuie să se întâmple la nivel de școală. Deci, cu regret, în școlile noastre, profesorii sau directorii sunt deschiși, dar sistemul în sine, mă refer la nivel de republică, nu mai la nivel de raion, sistemul în sine este rigid. Ca de exemplu, să mă duc eu ca și antrenor într-o școală, cu siguranță vor fi multe impedimente. Adică să activez în școala aceea în care fiecare clasă să treacă prin antrenamentele de taekwondo. Și acolo vor fi cei care se determină. Eu sunt pentru taekwondo sau nu. Dar cu siguranță am întâlnit pe foarte mulți sportivi, care, copii din școli care își doresc, pentru că am avut ocazia și spun aici colaborarea cu direcția de învățământ la nivel raional, în care să pot ajunge în școli să predau seminar, să informez sportivii. Și mulți au fost cu entuziasm la cele ce le relatam. Însă, fiindcă nu a fost o practică lângă ei, cu siguranță că nu și-au făcut mare efort să ajungă în sală. Cred că momentul ăsta ar trebui de schimbat, de a oferi antrenorilor posibilitatea să ajungă mai mult în școli, de a-i motiva pe copii încă de pe băncile școlii să îndrăgească sportul, pentru că asta e sănătatea. Deci, menționând faptul că sportul în Republica Moldova nu este atât de promovat și dezvoltat, se resimte chestia asta la nivel financiar? Cu siguranță da. Pot spune din experiența care am trecut-o la nivel de minister. Dacă am obținut titlul de antrenor emerit al Republicii Moldova de la minister, n-a însemnat mare lucru și financiar pentru mine. A fost un titlu care m-am bucurat enorm, a fost o realizare care s-a confirmat prin aportul ministerului. Însă nu pot spune că ministerul își face timp de sportivii care au capacități și realizări frumoase să-i susțină financiar. Motivând că este lipsă financiară, că asta întotdeauna am auzit-o ca sportiv. Ceea ce nu cred. Adică, da, este lipsă, dar care e valoarea mai importantă? Sportul sau alte lucruri care se întâmplă la nivel de țară? Se promovează legile, se încurajează, se susțin anumite legi care, de fapt, nu ne ajută societatea noastră, ce o distruge. Ați mai menționat că problema sportului în Moldova e faptul că se face o anumită diferență dintre sportivii olimpici și cei neolimpici. Sunt împărțiți în două grupe de... Da. Noi ca și sport avem nefericirea să fim delimitați și la nivel de colegi sportivi, mă refer. Sunt anumite tipuri de sport olimpici, sunt unele neolimpice. Acum este și bine faptul ăsta, pentru că asta creează o concurență și aceasta face ca cei care sunt olimpici să crească mai puternici în abilitățile lor și cei care nu sunt olimpici să vadă care sunt punctele tari a lor ca să se dezvolte. Însă realitatea este că financiar cei olimpici sunt mai mult susținuți de către stat decât cei neolimpici. Asta a fost problema ultimilor 10-15 ani care s-a simțit enorm. Cum se resimte această problemă? Spre exemplu, sportivii olimpici, în rezultatele care le ating într-o anumită perioadă de timp, ei obțin bursa sportivului oferită de stat. În fiecare lună, sportivul primește suport financiar, bursa sportivului, în care el poate să-și acopere anumite cheltuieli, chiar și deplasări, chiar și aceleași echipamente necesare pentru că el să devină mai bun. Și acele seminare care el are nevoie pentru a se pregăti. Și foarte bine că dau celor olimpici, e de apreciat lucrul ăsta, dar neglijența care există în lege față de cei care nu sunt olimpici, aici e problema cea mai mare a legislației noastre. Aici intervine rolul dumneavoastră ca antrenor de a promova acest grad de olimpicitate. Da, mulți au încercat
Și eu personal am fost, cred că, minim de 3 ori la minister, în diferite perioade de timp, cu intenția ca să promovăm și activitățile sau sportivii care nu sunt olimpici, dar au rezultate frumoase și merită activitatea sportivă. Găsim printre activitățile olimpice care nu neapărat că suntem toți destinați anumitui tip de sport, dar ei sunt susținuți cu bani grei. Găsim mulțim de sportivi care nu sunt olimpici și ei nu sunt susținuți mai deloc de către stat. Și asta e problema mare. Ați spus anterior că ca sportiv este aproape imposibil sau foarte greu cel puțin să te susții financiar. Ca antrenor, cum este acest lucru? Ca antrenor, e aceeași situație, de fapt. Prin activitatea care o desfășor ca și antrenor, se reușește cel puțin a acoperi cheltuielile ce ține de întreținerea selei. Asta e un lucru excepțional. Și datorită muncii care a fost și aportului Consiliului Raional, care mi-a oferit această șansă să am sala în care să antrenez copiii, pot zice că e mai ușor. Nu a fost așa și la începuturi. La început plăteam chirii. Trebuia să strâng de la sportivi sau în special părinții și să pot achita cheltuielile. Să-mi pot achita cheltuielile mele de deplasare și multe alte echipamente, lucruri necesare ca antrenor. Evident că nu am stat să lucrez doar pe sport, pentru că eu de la început am înțeles că eu de aici nu voi face nici casă, nici masă. Pentru aceasta am dedicat acest departament al veții mele, nemijlocit societății. Dacă mai reușesc să cumpăr o apă din activitatea sportivă sau ceva, echipament, e formidabil. În rest, am viața mea de muncă, business, în care reușesc să-mi întrețin și activitățile sportive de multe ori din activitatea mea de antreprenor. Deci acum copiii care frecventează clubul de taekwondo nu plătesc taxă, o anumită taxă? Plătesc. Este taxa de contribuție la dezvoltarea clubului, în care reușim să întreținem ceea ce înseamnă echipamentele, le mai schimbăm. Aici a fost o investiție făcută pentru procurarea echipamentelor, la care s-a reușit un aport în timp a părinților și mențin lucrul acesta, pentru că cine nu plătește este un secret, nu muncește. Dacă am plătit pentru ceva, eu vreau să văd rezultat. Și aceasta, în primul rând, părinții și, evident, și copilul conștientizează, tata mi-a plătit antrenamentul, eu trebuie să aduc rezultat. Dar nu neapărat că este factorul ăsta, dar este un factor cheie. În antrenamentele care nu se plătește, de multe ori, omul nu prețuiește. Asta e realitatea. Se observă o anumită diferență de calitate între antrenamentele cu plată și cele fără? Eu nu aș putea spune că nu s-ar reuși și cele cercuri sau cluburi care nu achit taxa sportivii n-ar reuși anumite rezultate. Sigur că reușesc. Însă realitatea că este etapa în care noi ca societate, vrem nu vrem, avem democrația. Cum vom motiva anumite momente? Evident prin achitarea unei contribuții în dezvoltarea activității. Și din moment ce fiecare sportiv vine cu contribuții, el va prețui altfel echipamentul. El se va comporta altfel de tot ce este în sală. Și aceasta ne ajută să înțelegem că noi avem o democrație, dar totodată pe noi ne costă democrația. Dacă nu vrem democrație, atunci vom ajunge cu câțiva ani în urmă. Revenind la partea mai pozitivă a lucrurilor, povestiți-ne niște cazuri, întâmplări de prin deplasări care v-au marcat pe dumneavoastră și care credeți că ar fi ori o învățătură, ori un caz amuzant pentru privitorii noștri. Una din experiențele frumoase care le-am avut în Polonia a fost ceea ce am menționat, rezultatele. Dar lângă cele frumoase a mai fost și de toate.
Am avut primul șofer care ne-a organizat deplasarea în Polonia și înapoi. Când ne-am urcat în mașină, ne-a spus în felul următor: toți trebuie să știți o regulă. La WC-ul se duce doar în locurile special amenajate. Nu vă duceți prin păduri și prin nu știu unii. Mergem spre Europa, haideți să fim ca europeni. Nu mergem spre Rusia, haideți să respectăm anumite lucruri. Venim de acolo, ne orientăm. El foarte așa direct și clar. Încât eu ca și antrenor am dat același ton și s-a reușit. Încolo când ne-am dus a fost perfect. Nimeni nu a mers prin curnuți sau prin marginea drumului. Am mers în locurile special amenajate, unde era un WC-ul decent, unde se comportau ca atare. Și de atunci am învățat și eu o lecție. Dacă m-aș duce chiar și până în Chișinău, nu mă opresc nicăieri pe marginea drumului. Am un peco la care mă pot opri ca și un om civilizat dacă am o necesitate fizică. Și asta îi învăț pe fiecare sportiv. Ce înseamnă lucrul ăsta? Eu atunci am realizat. Noi venim dintr-o cultură la care era ok mersul la WC-ul, dar când am realizat asta, am zis că nu, asta trebuie să fie o disciplină a fiecărui cetățean. Lucru simplu. Dar surpriza care, sau hazlii care au fost cu asta, când ne-am întors înapoi, unul din sportivi avea diarie. Și nefericirea a fost că, da, nu a fost cel mai confortabil lucru și până la urmă a avut nefericirea să facă pe el. Partea tare a lucrurilor a fost că sportivul nu și-a pierdut echilibru. Chiar dacă s-a întâmplat, am știut doar un cerc restrâns, parcă nici nu s-a întâmplat nimic și asta mă uit. Dacă un sport a reușit într-o personalitate, într-o persoană, să dezvolte o personalitate, le va lua pe cele mai mici detalii sau banale, care numai ce le-am vorbit, va reuși și lucrurile frumoase. Și într-adevăr s-a întâmplat. Campion mondial, campioni europeni, care îi avem în raionul nostru din artele marțiale, care îi apreciez pe tot cu tot respectul și mă bucur enorm pentru munca care o fac, ca astfel reușim în societatea noastră să aducem un tonus mai plăcut, o activitate mai frumoasă pentru viitorul țării noastre. Ați menționat activitatea noastră ca antreprenor. Cu ce vă ocupați pe lângă sport și consilier raional? Activitatea mea de antreprenor este producător de mobilă la comandă. Am început-o prin 2007 împreună cu soția, ea având abilitățile de designer, chiar dacă vine din domeniul economic, terminând facultatea de economie, a reușit să se reprofileze în domeniul designer, care ne-a fost un mare ajutor unui altuia. Eu, fiind împreună cu ea, am realizat că acele practici sau experiențe care le-am luat de la tatăl meu, fiind lemnar, le-am aplicat astăzi și s-a reușit enorm. Astăzi ne putem bucura de casă și masă în țara noastră, datorită, bine, muncii grele, care și astăzi nu este una simplă, dar suntem deja la o altă etapă când putem angaja, când putem oferi un loc de muncă cuiva, adică nu este doar afacere pentru familie, chiar dacă este o afacere de familie, nu este doar pentru noi. Mai susținem și multe altele familii care lucrează în întreprinderea noastră. Am vorbit și despre sport, am vorbit despre politică, despre antreprenoriat. Cu toate acestea, cu toate realizările pe care le-ați obținut, vă considerați o persoană împlinită? Oh, întrebare interesantă. Împlinirea mea, de fapt, o văd prin perspectiva spirituală. Și aici spun prin perspectiva spirituală, din considerentul că percepere mea cu privire la împlinire este una biblică. Dacă fac exact ce ar face Hristos în locul meu, atunci ajung împlinit. Dacă fac ceea ce mie îmi place, dar de fapt Hristos n-ar face, atunci mă simt o persoană
neîmplinită. Și asta se aplică în orice domeniu. Dacă prin activitatea mea sportivă pot să zic împlinirii, da, sunt împlinit, că consider că binele pe care îl fac societății de a fi echilibrat, orice om, că asta îmi doresc prin activitatea sportivă, să fiu un om echilibrat, cred că l-ar face și Hristos. Și din considerentul ăsta sunt împlinit. Dacă vorbesc din punct de vedere a politicii, îmi doresc atât de mult să fiu exact cum ar face Hristos. Însă reușesc la tot ce îmi stă în putință să fac și asta mi este împlinirea mea. În activitatea de antreprenor, împlinirea este și prin faptul că ofer posibilitatea și altora să-și capete un salar, să se bucure de o muncă și de un mediu în care mă comport destul de frumos cu angajații ca să pot și eu avea o activitate frumoasă. Cel puțin asta îmi doresc. Asta e împlinirea pe care o văd eu, realizarea. Și mă consider un om împlinit pentru că îl am pe Hristos. Să știe că fiecare sportiv trebuie să tindă spre perfectul absolut. Ce ideaturi și ce vise aveți pentru viitorul dumneavoastră? Pentru viitorul meu în domeniul sportului este de a echipa mai mulți antrenori în activitatea sportivă. Acesta este apogeul meu. Dacă ca și sportiv mi-a fost să ating acele culmi, medalii și rezultate, dacă ca și un antrenor la primele etape îmi doream să văd sportivii mei că ajung pe acele pedestaluri frumoase, toate acestea s-au întâmplat. Astăzi văd apogeul care vreau să-l ating mai mult, l-am realizat, dar vreau să-l continui, este să ridic mai mulți antrenori. Domeniul activității mă ajută enorm în a le oferi sportivilor abilitățile care le am eu prin a-i pune pe ei însuși să pregătească ceilalți sportivi, să le arate un anumit element, să demonstreze un anumit element, să se implice cu celălalt coleg care este la o stare de început a activității lui. Și astfel ei dezvoltă abilități de lider în ei. Deci domeniul sportului, mai ales în taekwondo, ar reprezenta și ar fi despre pedagogie într-o oarecare măsură, da? Da. Deci prima mea facultate este din domeniul pedagogiei teologice, a doua facultate este economia și aceste două s-au împletit bine în viața mea și mă bucur că cel de sus mi-a dat și ajutorul și călăuza și tot ce am avut nevoie ca să dezvolt ceva frumos în raionul nostru. Și un ultim cuvânt, ce ați recomanda tinerilor sportivi pentru a fi fericiți, pentru a se împlini, pentru a ajunge unde își propun ei? Eu, ca și activitate, îmi doresc ca fiecare sportiv să aibă fericirea despre care ai menționat. Fericirea este un termen diferit în dependență cum îl percepe fiecare. Din dreptul lui, unul își vede fericirea într-un fel, altul în alt fel. Și aici pot să zic că fericirea fiecărui om este atunci când el ajunge realizat obiectivele care și le-a propus. Îi încurajez pe fiecare sportiv să-și stabilească corect obiectivele, pentru că fericirea lor va depinde de ce stabilesc ei. Dacă unul vrea să ajungă un sportiv de performanță, să atingă acele podium la nivel european și mondial și el se va opri la acea fericire, cu siguranță el se va dezgusta după ce a atins. El întotdeauna trebuie să-și reînnoiască. Recomandarea este ca să-și stabilească scopuri frumoase care merită în societate sănătoasă.
Noi vă mulțumim mult pentru interviu. Sperăm că, într-adevăr, după cum ați spus, fiecare dintre noi va simți această disciplină interioară și va reuși pe viitor. Da, eu vreau să mulțumesc mult pentru ocazia care am avut-o, Marius, să fiu la acest interviu. Și noi, stimați privitori, ne vedem în următoarea ediție a emisiunii Direcția Succes. La revedere!